Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E tare, e cu traficul. București a ratat însă podiumul la cele mai mari probleme de trafic din lume, e abia pe locul 4. Eu cred că nu e doar cum trebuie clasamentul. Analiză globală făcută de o companie de asigurări. Bucureștiul este pe locul 4 în lume în ceea ce privește aglomerația din trafic auto. Pe primele locuri, Istanbul. Oricine a fost în Istanbul cunoaște. Și, da, da, înțelege. Bogota, în Columbia, nu cunoaștem. Și Mumbai, în India. Dar pare plauzibil. Adică ce mi-e București, ce mi-e Mumbai. Bogota aia nu... Eu Bogota cred că au ratat găurile astea de pe de aici, de lângă Caranfil, că dacă prindeau și astea, eram măcar un loc mai sus. Da, se agravează problema. Deci Bucureștiul pe locul 4, vecinii noștri bulgari, cu care ne place să ne comparăm întotdeauna, sunt abia pe locul 59, a, în Sofia. Hai capul lor. Bulgaria apare și depopulată așa, de câte ori o traversăm într-o spre Grecia, apare un coclaur, da, pustioaș. Și în Sofia nici nu prea ai pe unde merge. Serios. Datele arată, deci, că bucureștenii petrec într-un an în trafic 115 ore, adică aproape 5 zile de mers bară la bară. În București ai nevoie de 50% mai mult timp decât ar fi normal ca să ajungi dintr-un loc într-altul. Doar 50%? Mi se pare bine. Noi ăștia au făcut studiu când nu erau facultățile. Da. Asta e nivel congestie de lucrări, au prins-o au prins liber. Și cred că era în timpul pandemiei. Nivelul congestie de trafic 50%. Iar din cauza șantierului de aici, din zonă, am stat 45 de minute pe un drum pe care altfel fac cam în 3 minute. Da. În mod obișnuit. Așa e, 40 am făcut și eu. Dar iată ce comentează un cititor la știrea publicată de ziarul Libertatea și din care am citat. De unde 5 zile pierdute în trafic într-un an? Spune acest cititor indignat. Avem, deci, face calcul, 12 luni a câte 20 de zile lucrătoare. Rezultă 240 de zile lucrătoare pe an. Eu, spune domnul respectiv, în fiecare zi pierd 2 ore în trafic minimum. O oră dus și una întors. Îl înțeleg, cam așa, dacă trebuie să apuci prin București, cam așa e. Oriunde te duci, faci o oră, nu există. Deci 480 de ore pierdute pe an. De împărțit la 24 de ore, cât e ziua, rezultă 20 de zile pierdute pe an în trafic. De unde ați scos voi numai 5? Și pe cuvânt, cu o mare dreptate. Deci, da, adevărul că dacă o socotești așa, te apucă disperarea. Da, 20 de zile pierdute pe an în trafic. Așa că asta este să se facă metrou. Nu există niciun plan, nu? Mai e vreun plan să se construiască metrou? Doar să parcări. Mai extinde pe undeva? Doamne Nicușor face parcări atât. Da. Dar am senzația că București oricum e o mare parcare. Da. Așa singura că... soluție, piste de biciclete cât se poate. Și lumea o să spună, da, dar iarna. Bine, ok, iarna, o săptămână e nasol, mergi cu mașina. Dar restul timpului, hai, piste de biciclete, de trotinete, nu se rezolvă altfel. Și transport în comun, de ăsta, de masă. Linie de tramvai, metro. Bine. Ușor, metro subteran. Altfel n-ai cum. E plin și de ăștia care vin din Corbeanca, da, să lucreze în Pipera și atunci. Îți spun că se construiește în neștire, în continuare, da, imobiliar. Adică infrastructura de care vorbești tu așa e o utopie, dar în schimb se tot construiește. Deci o să fie tot mai aglomerat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.